spre domnul Vlad Weissman, ca să le mânăm diplomat de participare. Cu talente tinere, de care, ce să spunem, știm cât de greu este să-i pregătești, să-i aduci pe o linie artistică și pentru asta mulțumim conducerii doamnei director Busuioc, doamnei director Bânzu, doamnei Baicu, pentru ajutorul deosebit pe care ne-l dă. Rolul nostru cred că nu mai trebuie evocat, l-am demonstrat, este acela de a promova tineretul, talentele cu mijloacele noastre, mai modeste, că nu ne putem bucura de cine știe ce fonduri, dar este bine că avem și noi bucuria de a trăi momente deosebite și de ce să nu recunoaștem am trăit momente deosebite alături de acești tineri talentați, de ce să spunem cuvântul, este potrivit și la locul lui. Încă o dată vă mulțumim pentru parteneriatul care ați fost de acord să-l continuăm și noi vă asigurăm în măsura în care vom putea și mă trebuie, depinde de noi, să vă acordăm tot sprijinul. Vreau să vă mai spun, totuși, dacă tot am început, formația Ringline a participat în acest an la întâlnirea bianuală a Forumului Regional Extracarpatica la Târgoviște, unde a entuziasmat sala. Deci pot să vă spun că e o realizare deosebită, să știți, sunt copii care avem impresia câteodată că sunt ai noștri și că ne mândrim cu ei fără niciun drept de apel. Impresionăm chiar și zone cu pretenții din Transilvania prin talentul lor. Așa că nu mai vreau să mai spun de cei de la Moinești, la fel, formația Zona Înșaie a colegiului din Liceului Teoretic din Moinești. Deci, asta este rolul nostru și nu altul. Acum eu închei cuvântul meu și fac o scurtă pauză de masă, după care vom invita pe colegii noștri de la Piatra Neamț, pe care trebuie să-i prezint tot acum. Este cea mai veche și cea mai bună formație din cele pe care le are regiunea extracarpatică și de ce să nu recunoaștem, oamenii ăștia participă, cred că, în fiecare lună, la două, trei activități prin țară. Recent au fost la Suceava, înainte de asta au fost la Iași. Ce să mai spun, activitatea de la Piatra Neamț foarte reușită pe care au avut-o, deci o să vă placă cu siguranță formația Edelweiss. Dar asta după pauza de masă.